Psalmul 29, începând cu versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfărâmă cedrii, Domnul sfărâmă cedrii Libanului. Îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivol. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustiul. Domnul face să tremure pustiul Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile în locașul lui, unde se aude glasul lui Dumnezeu, totul strigă slavă. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Una dintre cele mai mari nevoi ale unui om e să audă glasul lui Dumnezeu. Un om în viața asta care are multe sau care are de toate, dar care pur și simplu nu mai poate auzi glasul lui Dumnezeu până se prăbușește, e doar o chestiune de timp. Omul e invenția lui Dumnezeu, cel care îl poate coordona, cel care poate să-i spună, cel care îl poate îndruma, rămâne Dumnezeu. Tocmai de aia omul este 100% dependent de glasul lui Dumnezeu, de directivele lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu are de spus. Numai că una din tragediile vremurilor noastre e că oamenii, datorită îndepărtării lor de Dumnezeu, nu mai aud glasul lui Dumnezeu în formă pură. Pentru că atunci când te-ai îndepărtat de cel care emite, de emițător, intervin tot felul de bruiaje. Nu e așa că noi, dacă sunăm pe cineva și acea persoană nu mai are semnal, deja l-auzi întrerupt, l-auzi cu bruiaje și deja prima noastră reacție e: bă, te sun mai târziu că pur și simplu nu ne înțelegem. Ai auzit tu ceva, îți spune ceva, îți transmite ceva, dar pur și simplu nu se înțelege. Când omul se îndepărtează de Dumnezeu, când omul se îndepărtează de sursă, când omul se îndepărtează de cel care l-a creat, aude el ceva așa ca prin vis: bă, mi-a zis Dumnezeu, trebuie aia, dar nu mai are acuratețea glasului lui Dumnezeu. Omul nu mai are claritatea glasului lui Dumnezeu. Iar când omul ia decizii în viață de unul singur, fără de direcția lui Dumnezeu, pur și simplu suportă consecințele. Da, e adevărat, noi românii suntem interesanți că mai apoi tot pe Dumnezeu dăm vina și zicem: știi, Doamne, eu am făcut aia, am făcut eu o rugăciune înainte, numai că, numai o rugăciune, știi tu cum e. Pentru că, dragii mei, viața strâns legată de Dumnezeu te ține într-o conexiune perfectă, ai mereu semnal cu Creatorul și e Cel care îți va vorbi de fiecare dată foarte clar pe înțelesul tău, pe capacitatea ta și nu te vei pierde sub nicio formă. Pentru că e atât de mare nevoie în generația asta ca oamenii să mai audă glasul lui Dumnezeu. Ăla pur, ăla curat. Glasul lui Dumnezeu care niciodată nu-l bagă pe om în ceață, care niciodată nu-l încurcă pe om. Glasul lui Dumnezeu care de fiecare dată descurcă viața oamenilor. Dar, dragii mei, pentru a putea să auzi glasul lui Dumnezeu în viață, e obligatoriu să fii foarte atent la câteva aspecte. Pentru că nu de mult aici, aproape de noi, la Săvârșin, datorită, și aici am să încerc să fiu foarte elegant în exprimare, datorită unui domn foarte neatent, care a urcat un utilaj greu pe un trailer și a zis că merge și neancorat de colo până colo, uite că exact când nu s-o aștepta, s-a întâmplat tragedia, într-o curbă alunecă acel utilaj, ajunge pe mașina acestei tinere care la 24 de ani, strivită sub utilajul ăla, pleacă din lumea asta. Pentru că și acel domn a mers pe un principiu pe care merg mult și în viața spirituală, ceva de genul: las că merge și așa. Uite că de data asta acel și așa a fost catastrofal. De data asta las că merge și așa a produs o grozavă tragedie, a lăsat în urmă o istorie neagră, indiscutabil cu multiple consecințe. Pentru că în viața cu Dumnezeu, când omul nu mai are semnal,
Când omul nu mai aude glasul lui Dumnezeu, când omul nu mai are directivele lui Dumnezeu, când glasul lui Dumnezeu nu mai bubuie în om. Știți ce înseamnă? Noi am cântat aici, poți să auzi de la distanță un tunet. Știți ce înseamnă glasul lui Dumnezeu e ca un tunet? Nu înseamnă că te sperie. Glasul lui Dumnezeu care e ca și un tunet te conștientizează. Adică, bă, iei un om, tu nu ți-ai copilul, nu vrei să-l sperii, dar iei un pic și zici, bă, vin un pic să-ți explic, vezi că ești pe o pantă greșită. Nu vrei să-l sperii, dar vrei să-l faci conștient. Glasul lui Dumnezeu nu vrea să sperie pe nimeni. O, să mai trezește cu un bambau din ăsta care ne zice că tot e dezastru. Nu! Dumnezeu care rămâne la cârma istoriei, rămâne în picioare ceea ce le-a spus ucenicilor. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Eu cred în asta, indiferent de ce ar venind pe planeta asta, Dumnezeu rămâne același, glorie Lui pentru asta. Dar, dragii mei, e obligatoriu ca omul să se țină strâns legat de Dumnezeu, ca acest glas al lui Dumnezeu care se aude pe ape, glasul lui Dumnezeu care la un moment dat zice despoaie, glasul lui Dumnezeu care e ca și un foc, glasul lui Dumnezeu care pătrunde acolo unde alte lucruri nu pătrund, glasul lui Dumnezeu să poată să fie auzit de orice om care se ține strâns legat de Dumnezeu, omul trebuie să fie atent la câteva aspecte. 1. În Biblie la un moment dat se face referire la faptul că viața unui om trebuie să fie ca și aurul curat. Totodată, Biblia ne vorbește despre inima curată. Permiteți-mi să asociez astea două și să vă spun că cel care vrea să audă glasul lui Dumnezeu, e obligatoriu să aibă inima ca și aurul curat. Adică, aurul curat se găsește rare ori în formă pură. De cele mai multe ori se găsește în amestec cu alte metale. În formă pură se găsește rare ori, dar când se găsește în formă pură, aurul curat este moale, este modelabil. Tocmai de aia aurul este cel mai așa de dorit pentru bijuterii, pentru că atunci când el este moale, se pliază pe orice matriță, ia forma dorită, se lucrează ușor cu acest metal. În momentul în care inima este ca și aurul curat, adică în forma asta pură, mereu modelabilă. Aurul când se găsește, de cele mai multe ori se găsește amestecat cu alte metale, cu fier, cupru, nichel și multe altele. Acum imaginați-vă dumneavoastră când aurul ăsta e găsit, pentru că el nu poate fi modelat, pentru că el nu poate fi turnat în matriță în felul ăsta, trebuie băgat în cuptor și Biblia are o exprimare excepțională, ca aurul să fie lămurit în cuptor, adică pur și simplu să se despartă aurul de celelalte metale. În momentul în care intră în cuptor, rămâne aurul curat, aurul care curge, e topit, e modelabil, foarte modelabil. Când e în amestec cu celelalte metale, aurul e coroziv, la un moment dat e greu de lucrat cu el, foarte greu. Nu se poate pune în matriță, nu poate să ia o formă extraordinară. Mai mult de atât, nu are adevărata lui valoare, ca și cum ar fi atunci când e în formă pură. Acum, în momentul în care omul vrea să audă glasul lui Dumnezeu, are obligația ca inima să-i fie ca și aurul curat, niciodată amestecată cu lucrurile care îl scot pe Dumnezeu din context. Deseori, ca și oameni, oamenii își amestecă viața cu atitudinile alea de fier, să se simtă ei tari. Bă, tu știi cine-s eu? Bă, cine-i fi? Noi fi inventat un mărțul pe jos. Cine-i fi? Bă, tu știi cine-s eu? Și la un moment dat îi vezi pe oameni că nu mai au acea atitudine caldă, modelabilă. Alții la un moment dat își amestecă inima cu atitudinile de gen cupru. Cupru e scump. Bă, eu, ai grijă cum te porți, că eu scap porțelanul. Mare atenție, pe lângă mine, pe vârfuri, serios. Alții își amestecă inima cu atitudinile de gen nichel. Bă, eu strălucesc. Aroganța aia în care pur și simplu nu-ți mai vine, nu mai știi ce să mai înțelegi. În care la un moment dat o aroganță ieșită din comun și multe, multe alte stări. În momentul în care cineva își amestecă inima cu tot felul de lucruri de genul ăsta, dacă vreți, toate substanțele astea sunt momente care nu fac altceva decât resping glasul lui Dumnezeu. Inima care e amestecată cu tot felul de lucruri de genul ăsta pur și simplu respinge glasul lui Dumnezeu. Pentru că, sau Dumnezeu s-ar prea putea să nu vorbească. Pentru că glasul lui Dumnezeu nu e varianta B. Adică ai tu varianta ta, bă, eu vreau să fac aia, și vine Dumnezeu cu varianta B. Bă, dacă cumva nu-ți pică bine varianta ta, mai am și eu una. Glasul lui Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu are dorința și pretenția ca omul să ia seama.
De-aia vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește ca varianta lui să fie încă o variantă pe lângă multele variante pe care le mai ai. Și Dumnezeu zice, când eu vorbesc, eu am pretenția ca omul să ia seama. Dar pentru asta, dragii mei, omul trebuie să se uite foarte atent la acest aspect al vieții. În momentul în care omul își amestecă inima cu tot felul de stări ilegale, glasul lui Dumnezeu poate nu mai poate fi auzit. Viața merge înainte, iei decizii, le suporți consecințele și apoi tot Dumnezeu îi devine. Știți ce a zis Domnul și făcea Domnul referire la o inimă modelabilă? Fiți blânzi și smeriți cu inima. Ia spuneți-mi dumneavoastră, o inimă modelabilă, o inimă blândă și smerită, e modelabilă sau nu? Este. O inimă blândă, o inimă smerită, va fi mereu turnată în matrița lui Dumnezeu și va lua forma pe care Dumnezeu o vrea. Dar ca să poată să fie inima modelabilă, să nu fie tare, și nu vă mai citesc, dar la un moment dat Domnul spunea poporului, prin împietrirea inimii voastre, lucrurilor luat o razna. 2. Ca să poți auzi glasul lui Dumnezeu pe lângă faptul că trebuie să ai o inimă modelabilă, blândă, smerită, în viață trebuie să menții de fiecare dată cadența lui Dumnezeu. Obligatoriu. Hai să vă spun ceva. Dumnezeu are ritmul. Dumnezeu bate cadența. Ia, aici orchestra a cântat atât de superb în seara asta și dacă cineva din orchestră s-ar fi gândit să o ia el într-un alt tempou. Sora Angie deja îi făcea semn, vorbind după, o iei la final. N-ai cum, e complicat să te riști, nu? Pentru că ai încurcat tot. Tot ce ar fi aici ar fi încurcat de, nu știu ce instrument să zic, să nu zică nimeni că am ceva. Oboi, că n-aveți. Ar fi încurcat de oboi, că oboiul vrea el să o ia mai altfel. Ar fi fost complicat. Imaginați-vă la următorul aspect. Dumnezeu are cadența lui. Omul, când iasă din cadența lui Dumnezeu, nu-i mai aude glasul. Știți cum arată cadența lui Dumnezeu? Auziți un verset din Biblie. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Asta e cadența lui Dumnezeu. Adică, întotdeauna trebuie să fii gata pentru orice lucrare bună în care Dumnezeu poate și trebuie să strălucească și întotdeauna făclia adevărului să fie aprinsă. În adevăr, să fii tot timpul gata ca prin viața ta, prin trăirea ta, prin banii tăi, prin mașina ta, prin casa ta, prin zâmbetul tău, prin acțiunea ta, prin timpul care îl pui, Dumnezeu să strălucească. Și Dumnezeu zice, uite, eu am o cadență, astăzi vreau să fac cu tine cu tare lucru. Și tu bați pasul lui Dumnezeu și spui, Doamne, cum trebuie să merg? Uite așa înainte, rămâi întotdeauna cu mijlocul încins, adică mereu gata, mereu pregătit, mereu în acțiune, ca numele lui Dumnezeu să strălucească. Eu vă întreb pe dumneavoastră, un om care e de fiecare dată gata, ca prin el Dumnezeu să-și proslăvească numele, oare atunci când are nevoie, vorbește Dumnezeu, îi vorbește. Ori de câte ori uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, la Iosif, la Daniel, la Gedeon, că s-o zis de el în seara asta. Oameni care au fost gata să-și pună viața, să-și pună trăirea, să-și pună sentimentele, să-și pună acțiunile, să-și pună talentul, să pună totul în mâna lui Dumnezeu. Doamne, cu ce trebuie să fac astăzi? Bă, mers înainte. Știți ce a zis David? Când îl am pe Domnul la dreapta mea, nu mă clatin. Adică bat pasul cu Dumnezeu deodată. O, când unul o ia înainte. Și zice el, bă, iau eu înainte, mi se pare mie. În momentul ăla pierde ritmul lui Dumnezeu și când pierde ritmul sună fals. E complicat. Omul care vrea să audă glasul lui Dumnezeu, e obligatoriu să rămână în ritmul și cadența lui Dumnezeu, făcliile aprinse și mijlocul încins. Doamne, ajută-ne pe toți. Să nu cumva să ne riscăm vreodată să ieșim din ritmul lui Dumnezeu. Când omul iasă din ritmul lui Dumnezeu, scrie o istorie urâtă. Hai să vă spun ritmul lui Dumnezeu. Petre, mă iubești? Da. Petre, mă iubești? Da, păi tu știi că te iubi. Deocamdată bați ritmul vieții bine. Petre, mare atenție că vei ieși din cadența lui Dumnezeu într-o zi. Eu? Ne. Petre, mă iubești? Da, te iubesc. Mă sui pe cruce cu tine dacă mă iau ăștia. Cum nu te iubesc?
Știa Domnul că Petru într-o zi va ieși din cadență. Dar știți care a fost partea foarte frumoasă? După ce Petru a făcut ce a făcut și a încins mijlocul, dacă îmi permite, și a fost gata de o pocăință reală. Și a început Petru să plângă și a zis, adevărul trebuie să se vadă din nou în mine, adevărul lui Dumnezeu trebuie să strălucească din nou. Și a zis, mi-a prins din nou făclia adevărului, vreau să rămân pentru Hristos până la final. Și în ultimul rând, ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu, pe lângă că nu-ți amesteci inima cu nimic și ești mereu cu o inimă modelabilă, Hristos o modelează, pe lângă faptul că rămâi în cadența lui Dumnezeu, nu e nici înainte, nu rămâi nici în urmă și nu-ți uiți lucrurile frumoase ale vieții care trebuie păstrate, e obligatoriu un lucru care se predică, poate în fiecare predică predicatorii ating subiectul ăsta într-un fel sau în altul, dar e imperios necesar pentru generația noastră să faci în viață doar ce l-ai văzut pe stăpân făcând. Atât. Doar ce l-ai văzut pe stăpân făcând. Când în viață omul face ce i s-ar părea lui interesant și nu ce l-a văzut pe stăpân făcând, lucrurile iau razna. Dragii mei, întotdeauna când un om va rămâne aproape de Dumnezeu întru totul, cu tot ce e el, cu tot ce are el și cu tot ceea ce face el, întotdeauna când cineva îl ia pe Hristos ca modelul suprem, întotdeauna când cineva nu va face altfel decât ar fi făcut Iisus Hristos, acel om își întărește semnalul cu Dumnezeu. E un secret, dacă vreți, atât de profund, eu în viață după cine mă iau? Dar dumneavoastră după cine vă luați? Știți că uneori oamenii se iau după pornirile de moment? Știți că uneori oamenii se iau după alții? Știți că uneori oamenii se iau după vremuri, după societate? O, ia-l pe Hristos model. Da, bă, dar e complicat uneori. Ia auziți modelul lui Hristos. La cina cea de taină, un moment superb. Întotdeauna când se intra în casa cuiva, era un rob care spăla picioarele. Unde-i robul? Concediu medical. Nu-i acasă. Dar unde-i? Nu-i acasă. Și n-aveți rob? N-avem. Păi da, dar trebuie să spele cineva picioarele. Păi trebuie, dar n-avem. S-o fi uitat domnul stânga-n dreapta, băieți? Ha? Ascultați modelul lui Hristos. S-a dezbrăcat de hainele lui, s-a încins cu ștergar și ascultați model divin. Petre, hai! Tu cel care într-o zi o să mă vinzi, hai! Nu, Doamne, nu pe Petru, te rog eu. Păi cum să nu spun pe Petru, hai! Cine la rând? Iuda! Hai! Hai că tu ai treabă! Hai repede! Vino repede că tu ai o treabă! Hai! Păi de asta te vinde ieftin! Nu contează. Ori de câte ori în viață vrei să-L iei pe Hristos model, să nu uiți! Să te uiți în Biblie, să vezi ce a făcut Hristos în cele mai mici detalii. Să faci ca și El. Și la un moment dat să te pui să speli picioarele la cel la care nici n-ai vrea să-L vezi. Să stai lângă cel cu care nu prea vrei să împarți multe. Să-L iei în brațe pe cel care, dacă îl saluți cel mult, oameni buni, dragii mei, frați și surori, generația noastră are nevoie de glasul sfânt al lui Dumnezeu și oamenii care le au pe Hristos ca model de fiecare dată vor fi oamenii care îl vor auzi pe Hristos, dar ca să poți să-L iei ca model, trebuie să-L iubești. N-ai cum dacă nu-L iubești. N-ai cum. Trebuie să-L iubești. La un moment dat trebuie să ții la El, trebuie să-L urmărești, să-L studiezi, să-ți fie drag de Hristos. Și în momentul în care omul începe să-L iubească pe Iisus Hristos, pentru ce este El, pentru ceea ce a făcut El și pentru ceea ce va mai face, va putea să-L ia ca și model. Că dacă vrei să-L iei ca și model doar ca să treci o încercare, ești oportunist și oportuniștii pierd repede. Dacă vrei să-L iei ca și model pentru viața asta de fiecare zi, trebuie să-L iubești. Și cred că generația asta trebuie să aibă o rugăciune continuă, Doamne, ajută-ne să te iubim. O, când omul iubește pe Hristos, când omul iubește pe Iisus, își va lăsa mereu inima modelabilă. Va păstra cadența celui atotputernic.
Și nu va uita că singurul model demn de luat în seamă rămâne Iisus Hristos Domnul. Și acum să nu ratați aminul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.